toate spectacolele pe care le-am avut. Cu siguranță toate au fost emoționante, au fost diferite. Acest spectacol sigur că este diferit față de toate celelalte spectacole, dar sunt cu aceleași emoții. Eu retrăiesc și trăiesc acest moment viguros, fiindcă îmi dau seama despre ce merge vorba. Nu numai că sunt 70 de ani, dar în spatele meu astăzi am 6.000 de spectatori care au venit să privească, să vadă în ce formă este Nicolae Bodrogos, în ce formă este Orchestra Lăutare și dacă mai facem față publicului. Bineînțeles că publicul este cel care pune nota exactă. Ești tu artist sau nu mai ești artist, faci să mai stai în fața orchestrei sau nu mai faci să stai în fața spectatorilor. Bineînțeles că sunt emoții, emoțiile va fi și la toate spectacolele le am. Dar astăzi trăiesc aceleași emoții ca totdeauna, fiindcă am atâția invitați din partea cealaltă de prut, am invitații de acasă care au venit oameni în vârstă, cum am mai vorbit și la celelalte interviuri. Vreau să vă spun că oameni am, începând de la doamna Irina Loghin, de la 80 de ani în sus, care e Mioara Velicu, Cristian Pomohaci, Constantin Ienceanu, Constantin Bahrin, Viorica Macovei, grupul lui Alexandru Bradețan, Nicușor Iordan, și de la noi, începând de la Nicolae Glib și terminând cu Mihaela Tabor, care e cea mai tânără. Deci avem un concert, așa cum spunem noi la noi la moldoveni, pe sprânceană. Cum au fost acești ani alături de Orchestra Lăutare și care e cea mai de preț lecție pe care ați învățat-o de-a lungul timpului? A fost diferită. Trebuie să recunoaștem că au fost nu nimic în roz. În roz n-a trăit nimeni numai în roz, a trăit toată lumea și în roz, și în negru, și alb, și albastru, și toate cele. Dar am trăit așa cum trăiește toată lumea, am făcut lucrurile așa împreună, cum le-ați văzut, le-am făcut împreună și vreau să le mulțumesc pe această cale, pentru că Orchestra Lăutare este rezistentă, a rezistat 46 de ani sub dirijarea, sub bagheta mea. Deci sunt oameni care sunt disciplinați, după noi să mai spune așa că se poate să conducă toată lumea așa cum face Lăutare. Dacă vrem să știm cât e ora precisă, dacă cântă Lăutare, știți că e ora 10. Dacă termină de cântat, e ora 2. Așa că noi avem ora fixă, ora dată și cu această oră trăim mulți ani, 40 ceva de ani de când am vorbit, dar vreau să le mulțumesc pe această cale, fiindcă au fost diferite formule. Asta este a treia formulă pe care am muncit și muncim împreună cot la cot cu toți absolut. Cel mai mare surpriză va fi, fiindcă dacă noi totdeauna au obișnuit publicul să aducem în fața lor 10-12 trompetiști, astăzi vor fi circa aproape 30 de trompetiști care vor interpreta o suită foarte frumoasă. Soliștii toți au o piesă, două, trei în premieră. Toată lumea a pregătit câte ceva. Emoții constructive, frumoase, pentru că este cu adevărat un spectacol grandios, așa cum este și numele marelui maestru Nicolae Bodrogos. Mulțumim bunului Dumnezeu că suntem contemporani și ne putem bucura de muzica pe care dânsul o dăruiește cu atâta dragoste, atât publicului, cât și interpreților care sunt în preajmă. E ceva de vis, probabil fiecare interpret visează să ajungă să cânte cel puțin o dată în viață cu această orchestră, iar impresia mea întotdeauna a fost că se cântă perfect,
și ai impresia că e înregistrată orchestra, atât de bine se cântă și sigur că diversitatea programului care va fi astăzi este un program foarte divers din întreg spațiu românesc, sunt interpreți din diverse zone etnografice. Iată că eu mă bucur să fiu, sunt onorată să fiu printre cei norocoși. Ne rugăm bunului Dumnezeu cât mai mult să-l țină sănătos, să poată în continuare bucura lumea cu muzica frumoasă, magnifică pe care o dăruiește. Este sufletul viorii, este puterea artiștii, este puterea orchestrei și noi ne rugăm bunului Dumnezeu să-l țină cât mai mult alături. Acesta este un an jubilear pentru maestru Nicolae Bodgros și un concert la fel de frumos cum au fost și cele trecute, unul din cele de la urmă, să zic așa, pentru că anul ăsta maestru a împlinit 70 de ani, o vârstă frumoasă, îi dorim multă sănătate pe această cale, să aibă oameni dragi alături, să aibă putere de muncă, Dumnezeu să-i dea și răbdare și realizări cât mai frumoase și noi așteptăm spectatorii, gata de spectacol, așteptăm număr cât mai mare să vină cei care iubesc cu adevărat muzica noastră românească. E o mare bucurie și o mare onoare să fim în această seară alături de maestru. Îi mulțumim din suflet pentru invitație și că s-a gândit la noi, fetele din Botoșani, să-i fim alături într-o seară atât de importantă pentru el. Îi dorim la mulți ani sănătate, putere și la cât mai multe colaborări. Astăzi a venit cu cântecele noastre dragi și îndrăgite de către public. Hai la Botoșani și așa smoldovencele sunt cele mai îndrăgite cântece ale noastre și am zis că ar fi de bun augur să le mai cântăm încă o dată pentru publicul iubitor de folclor de aici din Chișinău pe care noi îl adorăm. Da. Ce surpriză ne mai pregătesc fetele din Botoșani? Avem în plan proiecte noi, cântece noi pe care sperăm cât de curând să le aducem în atenția tuturor celor care ne urmăresc și ne apreciază. La mulți ani, maestre, vă iubim, vă prețuim și vă respectăm. La mulți ani, cu sănătate, cu toate cele bune și de folos. Într-adevăr, îl iubim, îl apreciem, îl stimăm și ne bucurăm din toată inima că, iată, ne dorește alături de dumnealui momente atât de importante. Întotdeauna la așa concerte de mare anvergură avem emoții, fiindcă este o răspundere foarte mare, ne așteaptă spectatorii cu cântece noi, cântece mai vechi, dar ei ne așteaptă cu mare nerăbdare și astăzi cu atât mai mult la acest mare și grandios concert aniversar al maestrului Nicolae Bodgros, fiindcă este a doilea concert din anul acesta. Eu pot să spun că este anul maestrului Nicolae Bodgros. Încă până la anul nou poate mai fi încă un concert și noi cu mare drag vom fi alături de el. Și vrem să-i dorim din tot sufletul putere, încă răbdare și să mai fac încă multe, că el are încă multe, multe proiecte. Multă, multă sănătate, cum am mai spus, multă sănătate, cu atât mai mult că eu aici în orchestra Lăutare mi-am început cariera mea artistică, profesională, și anul 1980 și încoace și întotdeauna colaborez cu dânsul. Să le dea Dumnezeu sănătate și să treacă prin toate încercările cu bine și cu brio. Astăzi dorim succese mari, mari tuturor! Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
ca de fiecare dată bucuros, dar totodată emoționat să fiu alături de maestru Nicolae Bodgros la acest aniversar și, și alături de orchestra Lăutari, cu care am cântat de atâtea ori, dar de fiecare dată mă încearcă emoțiile, mai ales că acum sunt acasă la orchestra Lăutari și la maestru Nicolae Bodgros. Am venit cu un cântec drag din repertoriu pe care l-am cântat de multe ori cu orchestra Lăutari. Cine se aseamănă se adună, pentru că mai ales la ceas aniversar și la momente de bucurie, într-adevăr se adună oamenii dragi. Și eu sunt convins că dacă maestru a ținut ca să fim alături la ceas aniversar, înseamnă că suntem dragi. Și pentru acest lucru îi mulțumim și dorim din toată inima la mulți ani sănătoși. Ați ajuns în Chișinău și ce ați reușit să faceți? Poate să vizitați ceva? Știți că la noi niciodată nu-i timp. Astăzi am ajuns, astăzi am repetat, astăzi cântăm și îndată plecăm. Dar profităm așa de timp la maxim. Acest spectacol este unul din mai multe care au avut loc în acest an dedicație lui tatăl meu, maestrul Nicolae Bodgros, în legătură cu aniversarea de 70 de ani. Și până la finele anului, cred că vor mai fi câteva, dar din ce știu eu, în România. Bineînțeles că l-am pregătit reieșind din posibilități, că am fost foarte ocupați chiar în vară, mai puține vacanțe am reușit să apucăm, pentru că am avut foarte multe activități scenice, teatrale și așa mai departe. Și am pregătit spectacolul într-o săptămână. Nu știu, sper să reușim până la capăt să-l scoatem cu bine. Ca tată și fiu avem o relație deosebită și vreau să vă spun că dacă ar fi după mine, i-aș mâna premiul tatăl cel mai bun tată din lume, pentru că, într-adevăr, ne-a oferit tot ce s-a putut pe parcursul vieții și mă oferă și în continuare și sunt foarte fericit că l-am lângă mine și sunt extrem de onorat să-i port numele. Așa cum ai spus, marele eveniment, așa spun și eu, marile emoții care sunt firești și cresc pe măsură ce timpul se apropie ca eu să intru pe scenă, pentru că alături de maestru Nicolae Bodgros și alături de orchestra Lăutari trebuie să ai emoții, pentru că sunt mari muzicieni, iubiți de tot publicul și atunci când intrăm să cântăm alături de ei, emoțiile sunt firești și mari. Cum e publicul de aici, de la Chișinău? Nu l-am întâlnit de mult, mi-aduc aminte când am fost ultima oară la dumneavoastră că am fost primită cu mari aplauze, cu multă căldură și sper că așa va fi și în seara asta, sunt convinsă. Dar mai ales pentru că este un regal folcloric cu artiști cu nume mare, așa că sunt convinsă că și publicul va fi la fel de drăgostos și primitor. El se bucură de toată frumusețea vieții, eu ce-i mai doresc să fie sănătos alături de familia dânsului, de orchestră, de toți artiștii și de publicul care îl iubește necondiționat. Reușesc cu greu să găsesc cuvintele potrivite pentru această seară și pentru acest eveniment inedit, pentru că îl sărbătorim pe inegalabilul maestru Nicolae Bodgros, care cu siguranță și-a înscris numele în Cartea de Aur a folclorului românesc și cuvintele mele ar fi prea sărace să spun cu adevărat cum văd eu acest colos al muzicii populare românești și nu numai, pentru că maestrul a făcut atâtea lucruri minunate prin concertele Lăutari altfel, Lăutari tradițional și cele cu lupii lui Calancea. În primul și în primul rând îi doresc toată sănătatea lumii, să se îndure bunul Dumnezeu să-l țină măcar până la 100 de ani, să ne bucurăm în continuare de folclorul nostru românesc dus la apogeu. Ne iese mântruța în vale, aici la Chișinău în vale, le-le-le-le și iane.
Îi doresc multă, multă sănătate, nu 70 de ani cât împlinește anul acesta, ci de câte ori dorește dânsul 70 plus 70 și încă 70. Iar vouă, postului de televiziune Zaur, care știu că luna trecută, pe 25 august, ați împlinit 4 anișori de existență, vă doresc din tot sufletul să aveți mulți ani înainte, emisiuni frumoase și telespectatori din ce în ce mai mulți care să vă iubească și să vă aprecieze emisiunile. Publicul de aici din Chișinău îmi arată afecțiune și eu apreciez acest lucru. De altfel, eu am fost de foarte multe ori aici la Chișinău, am avut concerte frumoase și mai mult decât atât, deja m-am obișnuit cu calitatea acestor spectacole, pentru că, într-adevăr, publicul din Chișinău este foarte selectiv și reacționează foarte frumos atunci când ceva este de calitate și le place. Așa că în seara asta abia aștept să evoluez, mai am câteva numere, ca să zic eu, până intru în scenă și simt așa emoțiile cum mă copleșesc și culmea, la 30 ceva de ani de carieră încă am emoții, mai ales când e vorba de un concert așa de grandios. Da, oare știe cineva? Vinovată-i dragostea! Auzi, ești frumoasă, vinovată-i dragostea! Să vă auzi pe dumneavoastră tare, tare, da? Lai, lai, la, și trai, lai, la, oare știe cineva, măi? De ce umplu ziua în sat? Întotdeauna am emoții pozitive înainte de a urca pe scenă. Doresc maestru multă sănătate. Este un om așa cum îl cunoaște toată lumea. Pentru toți este maestru Nicolae Bodgros. Pentru mine este în anul meu de botez. Vreau să-i zic că țin foarte mult la el, dacă mă aude, și vreau să-i urez cele mai sincere felicitări cu această serbare extraordinară și măreață pe care a reușit să o realizeze în această seară. Se doresc la mai mult și la mai mare. Ceea ce n-a reușit, lucrurile care trebuia să le facă, să le facă, pentru că mai este timp. Ce să-i mai urez? Sănătate, că e mai scumpă decât toate, și să ne auzim numai de bine. Astăzi vin în prima audiție cu un cântec care se numește Mândră Floare e Bujorul și celelalte sunt mai cunoscute, Hora Basarabienilor, Anii cei mai dragi în viața mea, și sunt mândru și bucuros că avem o colaborare frumoasă cu Lăutare și maestru Nicolae Bodgros. Îi doresc mulți ani și viață lungă, cu împlinirile cele mai care și le dorește dumnealui și bucurii tuturor. Eu mai degrabă îi spun un blăstem, să-i sară norocul în spate și dumnealui toată viața să chinui, să-l dea jos și să nu poată. Să fii fericit, pentru că este iubit de toată lumea și noi îl prețuim și îl admirăm. Mândre floare e bujorul, multe dorul are omul. Cine-și cânte dorului, fericită dânsului, mă. Mândre floare e bujorul, multe dorul are omul. Cine-și cânte dorului, fericită dânsului, mă. Omul care are jele, cântă cânte cele mele de omul. Cine l-a trecut prin greu, nu știe cântecul meu, mă. A fost o experiență minunată și ne bucurăm că astăzi, în această zi specială, putem fi alături de maestru. Maestre, ne bucurăm că astăzi suntem alături de dumneavoastră, sunteți un om cu literă mare pentru noi și nu doar pentru noi, ci pentru întreaga țară. Orchestra dumneavoastră pentru întreaga țară este un tezaur, iar pentru noi este cea de la care ne-am luat zborul. Vă dorim multă, multă sănătate și fie ca câți mai mulți ani să ne fiți alături. Să frumos, și tu ce-i dorești, maestru? Să fie sănătos, fericit și să aibă multe succes în viață. Cine locul pare rău, că la Chișinău-i locul meu. Pe noroc și bucă sunt, Doamne, bine am primit, măi. Cine locul pare rău, că aici-i locul meu. Da-i-di-di-di-dai, di-di-dai, cine s-a lăsat un. Da-i-di-di-di-dai, di-di-dai, șupi soare, șupi lună. Da-i-di-di-di-dai, di-di-dai, cu drumul pe
așa cum este de fiecare dată la Chișinău. Noi suntem bucuroși și onorați că, iată, astăzi, la acest aniversar, suntem alături de maestru Nicolae Bodros și de minunata dumnealui orchestră Lăutarii de aici, din Chișinău. Când ați ajuns la Chișinău? Am ajuns de astăzi la Chișinău. Acum am stat să ne gândim un pic, pentru că noi suntem un pic mai obosiți, dar nu s-a simțit deloc, pentru că aici energia este la cote maxime și mereu când cânti cu Nicolae Bodros nu poți să fii altfel decât fericit la nivelul maxim. Întotdeauna cu maestrul Nicolae Bodros nu avem nevoie de multă repetiție, pentru că totul este profi, dar voiam să vă mai zic ceva. Eu cel puțin îmi doresc și voi cu siguranță ca dumneavoastră să fiți odată pe scenă și să vedeți cât de frumos se văd 7.000 de oameni, 7.000 de inimi care s-au adunat aici la Chișinău să-i ureze maestrul Nicolae Bodros la mulți ani. Este minunat! La bine și la greu, la 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 la, cum suntem acum, așa să fim mereu. Omenia e de preț, la 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 la, dați așa ca noi, voi să tot aveți, hei! La mulți ani, maestre, mulțumim pentru această seară extraordinară, mulțumim tuturor celor ce au participat la acest eveniment extraordinar. Revenim și la 71 de ani și la 72 până la 100 ani. Sunteți de acord cu mine, da? Frații sunt în permanență alături de maestru Bodros și de publicul ăsta minunat de la Chișinău și vă mulțumim. Asemănător publicului de acasă, pentru că am spus tot timpul, publicul care iubește muzica populară este un public cu totul și cu totul deosebit. Public pe care îl întâlnim la Chișinău de fiecare dată și mai ales publicul pe care îl atrage maestru Nicolae Bodros și Orchestra Lăutare este cu totul unul special. Și ne mulțumim pentru că ne-am aplaudat. Ne-au dat flori, au chiuit cu noi și sperăm că le-am adus multă voie bună pe cântecele noastre. La mulți ani, maestre Nicolae Bodros! Un buchet de flori, iată, pentru maestru. Mulțumim foarte mult! Maestru, în primul rând, la mulți ani de la toată lumea asta frumoasă și cea care nu e în sala asta, în spațiu deschis. Cea care ne privește din undeva de acasă, cei care sunt în scenă, cei care sunt în culise. Haideți să-i spunem, la mulți ani, maestre! Merită tot anul, în fiecare zi, să fii felicitat pentru talentul, pentru devotamentul, pentru iscusința, pentru dedicația, pentru răbdarea, pentru că foarte des cei care sunt în scenă și după știu că e nevoie și de multă răbdare. Vă mulțumim pentru că sunteți. Vă spunem încă o dată la mulți ani, vă dorim multă sănătate, să ne bucurați cu muza dumneavoastră, cu inspirația dumneavoastră. Doamne, Doamne, cum e lumea, ai la 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 la, nu e făcută tot una, ai la 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 la. Doamne, Doamne, cum e lumea, ai la 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 la, nu e făcută tot una, ai la 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 la. Dai făcută diferit, ai la 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 la, și la minte și la emoțiile sunt dintre cele mai frumoase și pozitive, fiindcă să participi la un concert aniversar este o mare cinste și onoare pentru toți care participă în acest spectacol, pentru maestru Bodros, care anul ăsta își aniversează 70 de ani de la ziua nașterii. Eu îi urez în primul rând multă sănătate, fiindcă de sănătate are nevoie toată lumea, dar mai ales oamenii de artă, în primul rând sănătatea e principalul ca să poată activa. Și îi doresc, pe lângă cele are, să le mulțească cât se poate. Și bunul Dumnezeu să-i dăruiască ani și ani de viață cu sănătate. A fost foarte bine, a fost cu emoții. Deodată publicul era cumva așa mai rece, dar la final am avut așa o reacție foarte, foarte faină din partea moldovenilor și mă bucur tare mult că am avut și eu ocazia să particip în cadrul acestui grandios spectacol. În primul și în primul rând, cât de banal n-ar suna, dar este cel mai important, sănătate. Asta ne dorim și noi pentru fiecare, dar desigur maestru a ajuns la o vârstă așa de frumoasă și cred că toți ne dorim să-l vedem cât mai mult timp prezent în scena mare și în inimile oamenilor și în casele oamenilor pe sticlă și nu doar. Nu sunt pentru prima dată la Chișinău, sunt cred, pentru a 6-7 oară, dar în seara asta am avut emoții foarte mari pentru că am intrat în scenă și am avut un blanc. Nu știu ce am făcut, cred că am făcut ceva bine. Din moment ce publicul a aplaudat și unii îmi știau cântecele, vă dați seama că m-am simțit și eu bine.
nu știu ce a fost acolo, dar sper că a fost ceva frumos. Maestre, să ne trăiți, vă iubim, vă prețuim și vă mulțumesc pentru că ați făcut foarte multe lucruri pentru mine, iar albumul înregistrat alături de Orchestra Lăutare și maestru Nicolae Bodgros a avut o vânzare extraordinară și am avut mult, mult succes cu el. Alături de Orchestra Lăutare și maestru Bodgros am câștigat foarte multe trofee, foarte multe premii în România și cum să nu iubești pe Lăutari și cum să nu iubești pe maestru Nicolae Bodgros. Este o emblemă și este și va rămâne, cred că, un brand pentru mult timp de acum încolo, sute de ani, poate și, nu poate, că sigur va fi veșnic, pentru că el este Nicolae Bodgros al neamului românesc. De târnați și de cuptiori și de oana cu groștiori, mi-e dor de părinții mei, că-am crescut pe lângă ei. De-aș putea, m-aș duce în zbor, ca să mă stâmpăr de dor. Publicul din astăzi seară este foarte cald, este un public selectat la acest spectacol minunat de aniversar a maestrului Bodgros și eu am venit cu multă dragoste, cu mult respect și stimă față de acest minunat artist al nostru, maestrul Nicolae Bodgros, și am venit chiar și cu, m-am gândit să-i vin și cu o dedicație specială printr-un cântec care l-am dedicat lui în astă seară și sper că dumnealui a rămas satisfăcut ce am spus eu în această dedicație. El merită foarte multe să-i spunem, pentru că maestru Bodgros este o persoană unicală și este un titan a muzicii noastre populare. Eu activez cu dumnealui de mulți, mulți ani și tot timpul m-am simțit confortabil cu acest mare artist, pentru că este un artist cu o forță enormă și cu capacități alese. Îi doresc mulți ani de viață și să fie tot atât de energic, dar el poate să fie, pentru că el, așa este el de la natură dat, ca acest om să poată, cu un curaj mare și cu o forță De nespus. Eu mă simt extraordinar de bine și așa cum am eu un cântec, nu mă las, deși la anul împlinesc 80 de ani și 60 de ani de cântec, de fiecare dată când vin aici mă încarc cu energie, mai ales când sunt sub bagheta maestrului Nicolae Bodgros și atâția colegi atât de buni și de talentați din țară și dincolo și dincoace de Prut. Mă bucur de fiecare dată când vin aici, pentru că publicul este excepțional și gustă numai muzică de bună calitate și ne aplaudă și ne încărcăm cu energie și plecăm acasă cu inimile deschise și ne gândim că trebuie să aducem de fiecare dată noutăți ca publicul să ne aplaude și noi să le transmitem ceea ce ne place să facem mai mult. Eu am învățat tot aici, acum când am venit în 89, o urare excepțional de frumoasă. Să fie frumos ca iarna, bogat ca toamna, cald la suflet ca vara și aștepta de cei dragi ca primăvara. La mulți ani, maestri, sănătate multă și tot binele din lume! Am avut emoții pentru că am cântat pentru prima dată un cântec în prima audiție și pentru prima dată pe scenă și prima oară cu Lăutarii.
Omule când mă ascult, se intitulează piesa și m-am gândit tot timpul la maestrul Bodurus, pentru că în acest cântec este vorba despre meseria noastră de cântăreț, de artiști, de lăutar, de ceea ce este în fiecare. Și îi mulțumesc maestrului că m-a invitat la acest spectacol aniversar, 70 de ani, vă dați seama, e o vârstă și îi dorim de toată inima să fie sănătos, să se bucure de tot ce iubește pe lume și mai ales de minunata familie pe care o are, de Cornel, de fetița dânsului, de nepot, pentru că nu știu dacă aveți cunoștință, dar Cristi este fiul meu. Da, nepotul maestrului Nicolae Bodros este botezat de mama mea Maria Ciobanu împreună cu mine. Așa că ne leagă o prietenie de peste 30 ceva de ani și o colaborare la fel de frumoasă și am înregistrat și 10 albume împreună și acum mai avem ceva în plan, tot cu maestru, da. Împreună cu vom cânta niște duete, adică încă vom face alte duete pentru că noi mai avem încă un album înregistrat cu orchestra Lăutarii pe care l-am înregistrat în 2005. Da, mai e puțin. Da, mai e puțin și se fac 20 de ani și întotdeauna cântăm cu emoții aici, dar suntem bucuroși că putem să spunem că avem peste 20 de ani de colaborare cu Orchestra Lăutarii din Chișinău și cu maestru Nicolae Bodros. Beam astăzi noi bea și mâine și maestru mereu îmi spune băutura n-are lea, te strâncă la cap. Dar eu beau ca așa mie drama cu lăutarii ce se fac. Pe trecură domnii și nu știm ce-o mai fi. Păi nu știm ce-o ar duce ceasul cu budia sau necazul. Dar ea mai că chefuiesc cu lăutarii că iubesc. La mulți ani, mulți ani, mă rog și mulți bani. Mulți ani să trăiți, să fiți fericiți. La mulți ani, mulți ani, mă rog și mulți bani. Mulți ani să trăiți, să fiți fericiți. Ce vă place să faceți atunci când veniți la Chișinău? Poate să gustați ceva din culinăriile noastre? Da, mie îmi place foarte mult să gust din preparatele de aici. Îmi place foarte mult să mănânc plăcintă, umplută cu orice, cu varză, cu cartofi, cu brânză, cu dulceață, dar îmi place foarte mult plăcinta care se face aici. La noi eu încă n-am găsit în România, nu știu, sper să cumva cineva să vină să facă și în România. Și toate preparatele îmi plac, deci și zama, cum îi spuneți dumneavoastră, ciorba, zama, de aici de la... Și soleanca. Ați reușit să gustați. Cum să nu, soția mea e moldoveancă, e basarabeancă, dar doi mi s-a cântat în Orchestra Lăutarii, a fost violonist aici în Orchestra Lăutarii, așa ne-am și cunoscut și așa că eu am legături strânse cu Moldova. Întrebat ce îmi place cel mai mult aici, îmi place să privesc femeile, sunt foarte frumoase și bune gospodine. Și da, de aceea ți-ai luat una acasă. Și da, și mi-am luat și eu una acasă și îmi place și să degust vinurile de aici, pentru că aveți cele mai extraordinare vinuri. Sunt foarte bucuroasă că am fost invitată și eu în această seară de a avea prilejul să-l felicit, să-i urez la mulți ani și maestrului Bodros, care pentru mine este sufletul meu, mă rog, pentru sănătatea dumnealui în fiecare zi. Pentru mine este unic, este o legendă și chiar m-am bucurat foarte mult că am fost împreună și am avut ocazia să-l felicit la vârsta de 70 de ani. Totdeauna când vin în Chișinău am foarte, foarte multe emoții, pentru că basarabienii știu să, nu știu, îi simt în sufletul meu și ei la fel, nu știu, se creează așa o atmosferă între mine și public, că niște trăiri extraordinare, că aproape să plâng pe scenă și
Am emoții. Faptul că sunt basarabeancă după regretatul meu tată, normal că îi sunt foarte, foarte aproape. Mândră și frumoasă e Valea Prahovei, chiuie pe vale, fete și făcăi, lăudarii cântă, strunele iau foc, tinerii se adună și se prind în joc. Lăudarii cântă, strunele iau foc, tinerii se adună și se prind în joc. Ce minunată ești, Valea Prahovei! Vara când se uită, soarele înferești, ca o asemă în basme, tot mai mândrăiești. Straiele de iarnă te împodobesc, prea frumoasă vale te iubesc. Astăzi este un spectacol deosebit pentru că îl sărbătorim pe maestru Nicolae Bodros, chiar dacă ziua de naștere a maestrului a fost în ianuarie, noi îl sărbătorim tot anul împrejur, maestru pentru că merită și suntem astăzi alături de maestru Nicolae Bodros împreună cu colegii veniți și din România, dar și de aici, din Republica Moldova. La mulți ani, maestre, în primul rând sănătate multă vă doresc și putere multă și de acum încolo ca să faceți la fel lucruri frumoase și să scriți istoria la fel de frumoasă cum ați scris-o până acum în muzica populară. Pământ în lumea largă, măi dorul de mame, lui ca Moldova ta dragă, măi dorul de mame, și ca Moldova lume tare, măi dorul de mame, un om sufletul mai mare, măi dorul de mame, și casa noastră vine, măi dorul de mame, îl primim cum se cuvine, măi dorul de mame. Mulțumesc pentru invitația făcută de către maestrul Nicolae Bodros, cu tot dragul, alături de domnia sa la cea de sărbătoare și automat alături de publicul spectator de aici din Chișinău. Trebuie să recunosc că emoția este extraordinar de mare, mai ales că publicul de aici, prin aplauzele lui, m-a răsfățat de fiecare dată, m-a făcut să mă simt un artist împlinit și mă întorc de fiecare dată cu mare, mare drag. Îl cunosc pe maestru Nicolae Bodros de vreo 17 ani. Atunci când regretatul și bunul meu prieten Petrică Mățu Stoian mi-a zis: fii atent, eu am imprimat cu maestrul Nicolae Bodros, te rog frumos, fă tot posibilul și imprimă un material discografic pentru că ai să vezi că e altceva. M-a convins un pic greu, mi-a zis că și maestru își dorește acest lucru, să facă un material discografic cu mine și atunci m-am hotărât, zic ok, am să vorbesc cu domnia sa, îi dau materialul și îl fac la Chișinău. Ce-i drept că după ce am făcut acel material discografic, mi-am zis nu voi mai înregistra niciodată cu altcineva, doar cu maestru Nicolae Bodros. S-a legat o prietenie destul de strâns, a fost alături la multe evenimente importante din viața mea, de familie, la nunta fiicei, la botezul nepoților, a fost alături de mine la spectacolul aniversar, 50 de ani de viață, la sala Palatului din București, un spectacol ce pentru prima dată, fără lipsă de modestie, a fost cerut pentru a doua zi, la cererea publicului a fost dat și a doua zi și nu prea se obișnuia, nu s-a obișnuit până atunci ca un spectacol de muzică populară să fie dat două zile la rând. A contribuit, bineînțeles, și maestru cu orchestra Lăutare și invitații mei de la acea vreme și așa, ca o știre ce pentru prima dată o lansez la voi, pe 5 și 6 aprilie la București, la Palatului Constantin Enceanu, 60 de ani de viață, maestru Nicolae Bodros, lăutare de la Chișinău și invitați surpriză. Maestrul lui Nicolae Bodros, gândindu-ne că este ceas aniversar pentru domnia sa, m-am gândit eu așa ce se urez, mă, toată lumea, la mulți ani, la mulți ani, la ochiat, dar eu, pe lângă tradiționalul la mulți ani, m-am rugat la Dumnezeu măcar încă vreo 30 de ani de aici încolo să fie cu vioara în mână și după ăștia 30 de ani cu Dumnezeu înainte. La mulți ani și toate gândurile frumoase din Oltenia dragă!
celor care sunt în spatele meu. Le mulțumesc de sănătate orchestrei, lăutare, solistelor din partea celor de produs și de la noi, de acasă. Iuliana, îți mulțumesc din suflet pentru tot ce ai făcut astăzi și nu numai astăzi. Mulțumesc publicului, minunat public pe care acum mi-am dat seama și știu foarte bine câtă dragoste am față de dumneavoastră și câtă dragoste aveți dumneavoastră față de mine. Eu vă iubesc la infinit.